Nu e reticentă doar pentru că subiectele sunt alea pe care le rejectează din start, pentru că țin de o estetică a realismului cu care ei nu sunt foarte încântați. Faptul că ce văd pe ecran au și afară în viață. Nu cred că ține doar de asta. Nu ăsta este motivul. Deși în față ăsta vine. Băi, nu vreau să văd film românesc pentru că... Deci, și așa trăiesc ce trăiesc, nu trebuie să mai văd și pe ecran, eu mă duc la cinema să mă relaxez. Dar cred că e o falsă problemă ca asta să fie motivul principal. Eu cred că motivul principal este lipsa de cinemauri. Odată ce ar fi mai multe cinemauri, fluxul de filme și frecvența cu care oamenii ar merge la aceste filme, și mă refer la cele non-comerciale, poate să fie americane, poate să nu fie americane, dar mă gândesc la cele, să le pun titulatura de non-comerciale, dacă ar exista mult mai multe cinemauri, astfel încât o programare sistematică, bine aranjată, cu un curator, cu organizat de evenimente, cu o organizare bună a acestor evenimente, o promovare bună, eu cred că într-un timp relativ scurt, acest public ar crește. De pildă, dacă e să ne gândim unde se întâmplă Astra acum și cum se întâmpla și anii trecuți, este că din toate cele 6 locuri în care se întâmplă Astra, niciunul nu este cinema propriu-zis. Și mai e o chestiune. De pildă, dacă e să ne gândim la București, în București există foarte multe festivaluri, dar și în țară se organizează foarte multe festivaluri. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă tocmai pentru că nu există cinemauri, pentru că nu există posibilitatea de a aduce filme non-comerciale, să-i convingi pe distribuitor să achiziționeze filme non-comerciale la care o să-ți vină 5 rătăciți. Pentru că n-ai cum, în mall-uri n-ai cum să ții un film non-comercial mai mult de o săptămână sau dacă ai 2 săptămâni ești fericit. Și atunci evident că profitul este foarte mic și n-ai cum. Și a doua chestiune ar mai fi educația publicului. Și nu mă refer neapărat la publicul adult acum, e vorba de creșterea unui public. Pentru că, în mod normal, dacă nu ai un soi de background, toate filmele non-comerciale o să ți se pară de neînțeles sau proaste, le pui niște etichete. Însă în spatele acestor etichete este de fapt o neînțelegere și neînțelegerea lor ține de lipsa de educație vizuală sau cinematografică. Și în ultimii ani au început foarte... Sunt câteva programe care funcționează foarte bine pentru tineri și copii și crește un public nou. De pildă aici, la Astra, în fiecare zi, sunt mii de copii care văd filme de la 8:30 la 2:30 în cele 6 locuri în care se întâmplă festivalul. Cred că e o chestiune generală. Până în acum vreo 20 de ani, documentarul peste tot în lume nu avea așa un loc foarte special, era și oaia neagră a cinematografiei, intra și în ce spuneai tu, în zona asta de jurnalism, reportaj TV, film TV. Încet, încet lucrurile s-au mai schimbat, s-au dezvoltat foarte multe festivaluri de film documentar, de piață de distribuție de film documentar, dar aducând problema în România, și aici lucrurile s-au schimbat, nu sunt încă pe roze, dar există destul de multe festivaluri la care publicul are acces. Cred că ea ar trebui încurajată inclusiv din școala de film și acolo e o problemă. Acolo documentariștii sau cei care încep să creadă sau unii dintre ei vor să încerce documentar nu sunt foarte încurajați. Din nou, resursele, adică finanțările pentru film documentar sunt foarte mici, foarte puține și din nou, deci sunt foarte descurajate. Dar cred că prin aceste festivaluri cumva există o mică breaslă a oamenilor de documentar și se schimbă lucrurile, dar cu pași foarte, foarte mici. Adică n-aș fi foarte entuziastă să zic da, s-a schimbat. Pe de altă parte, aducând în discuție CNC-ul, aici e o problemă. Finanțarea filmelor documentare, subfinanțarea filmelor documentare e o problemă foarte reală și asta împiedică foarte mult intenția și curajul și motivația de care spuneai a tinerilor sau, mă rog, a documentariștilor de a se apuca să facă film documentar. Pentru că documentarul, dacă e să te apuci să faci film documentar observațional, trebuie să stai câțiva ani.
și câțiva ani, asta înseamnă că te blochează pentru alte proiecte sau ești îngrădit de regulamentul pe care CNC-ul ți-l pune la dispoziție, pentru că tu trebuie să termini un film în 2 ani, 2 ani jumate, și atunci s-ar putea ca tema să nu corespundă cu intenția ta și această restricție să te obstrucționeze cumva. Dar dincolo de asta, să spunem că poți face un film în 2 ani jumate, bugetele sunt foarte mici și din pricina asta și filmele pot arăta într-un fel mai puțin, cum să zic, îmbucurător. Sunt 9 filme în competiția românească, fără să spun mare lucru, adică nu pot numi prea multe filme sau n-aș scoate din pălărie câteva titluri. Ele sunt ce e bine, aș începe cu partea bună, este că sunt variate ca teme. Deci, cumva, temele sunt așa, o privire în spate către istoria recentă, ar fi câteva filme, apoi probleme care sunt cumva legate de zona asta socială, legată de disfuncționalitățile sistemului, dar sunt foarte bine ancorate în realitatea prezentă. După care mai există niște portrete în zona asta a filmului observațional, și acum voi trece pe partea negativă a ce avem anul ăsta ca producții. Este cumva ce spuneam un pic mai devreme, faptul că foarte multe rămân în zona documentarului TV. Și aici e nevoie și de resurse financiare, dar e nevoie și de un pic de curaj, cunoaștere și încercarea de a vedea lumea reală și altfel, din alte perspective, nu prin prisma acestor rețete. Adică, deși subiectele sunt foarte ofertante, premizele sunt foarte bune, ele, la un moment dat, sunt anihilate de rețeta în care sunt încadrate. Adică, nu trebuie neapărat să aplicăm rețetă ca să avem public. Cred că temele, dacă sunt temele și interesul și curiozitatea și cumva încercarea de a livra alte viziuni, ar face bine și publicului, pentru că cumva i-ar pune în postura de a fi provocați și de a încerca să gândească cu mintea lor altfel problemele astea. Nu să li se dea pe tavă o rețetă și o chestiune deja digerată, la care putem spune, da, așa e în România, asta e situația, ce facem? Nu avem nicio soluție, asta e. Cam asta e. Și atunci, regretul meu în anul ăsta este că sunt destul de multe filme în rețetă TV.